mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Până la tine mai avem de mers, sunt multe stavini între noi și tine. Vom reuși să ajungem noi cu toți în lumina ta-ți vreme de mai bine. Eu unul bine știu, am să ajung chiar munții de s-ar prăvăli în cale. În munți voi spre delișam să-i străbat, urcând ușor pe plaiurile tale. Până la tine stabil încă sunt, le înțelegem, mâine vor fi rupte și te vom cuceri întreg și plin. În pașnicele rei noastre lupte, în pașnicele rei noastre lupte. Bună seara, stimați telespectatori! Sunt onorat să spun bună seara Constanța, bună seara Galați, bună seara Iași, și fac această introducere pentru că prietenul meu de dialog la această oră, în direct pentru dumneavoastră, e un om care, tocmai l-ați văzut cântând, acum 45 de ani, cred, și pe care îl salut acum după 45 de ani și îi spun bună seara și bun venit domnului Dan Chebac, aici, în studiourile Telemoldova. Îți mulțumesc, bună seara, bună seara. E singura piesă care a imprimat-o TVR-ul de pe vremea aceea. Nu știu dacă este singura piesă. Ceea asta am găsit-o noi. Asta a găsit-o un prieten de-al meu, Dor Ionescu, rocker, ca așa da, zic. Da, am auzit. El mi-a spus că probabil mai există niște înregistrări, dar a fost un moment când televiziunea a reutilizat benzile, pentru că se puteau reînregistra. Erau acelea... Da, mare, care se puteau rescriere și așa mai departe. Și se pare că, deci, este asta și mai este o secvență înregistrată fără sunet cu Doru Stănculescu, cu Mingheat, cu mine, de la Muzeul Ștorc, unde eram noi cu grup Cameral Folk Group. Astea sunt singurile ale mele. Domnul Dan, ați început să cântați de pe vremea facultății sau din liceu, înainte de 70? Da, din timpul liceului. Când nu studiam, cântam. Eram... Și unde ați făcut liceul? Eu am făcut liceul la București, la liceul Gheorghe Lazar. Am înțeles. Și prin 70, sau 73 așa, ați cântat vreo 2 ani, 3, în Flacăra? Da, da. În Flacăra cred că m-am prezentat acolo pe la sfârșitul lui 73. Și am stat în cena cu Flacăra până pe la mijlocul lui 75, cred. Atunci era și Doru Stănculescu, nu? Ce? Nu, dar Doru a fost coleg de mine, Doru a fost coleg cu mine în Lazar în ultimul an, în clasa 12-a. Noi ne-am cunoscut acolo, la liceul Lazar. Am înțeles. Că el venise dintr-un alt liceu și ne-am întâlnit și de acolo am început și un fel de experiența noastră cu cântece și așa mai departe. Eu cânteam deja cu un grup la Facultatea de Construcții, grup 120. Cam ce colegi aveați pe vremea aceea în Flacăra? Pentru că erau începuturile cei pe care i-am găsit eu erau cei care au fost într-adevăr pionierii cenacului Flacăra, că erau Mircea Florian, Tudor Gheorghe, Doru era, când am ajuns eu am venit împreună cu Mircea Vintilă, după aia au apărut ceilalți, nu? Dar asta mi-aduc aminte, erau Phoenix-ul, de exemplu, erau scriitori, poeți, actori, pentru că nu erau numai, așa zis, cântărezi de muzică folk. A fost odată în turneu la noi la Iași? Că știu da, că... dar nu mai știu când. De 73-75?
Eram... E, dacă cineva are niște fotografii din anul, aș fi mulțumit. La sala sport. Dar știu, știu, pentru că reușeam să facem în spectacole în săl foarte, foarte mare. Iar Phoenix și ce făceați dumneavoastră atunci au spart toate tiparele. E drept că Cenaclu a mai crescut, a ținut, mă rog, să-l pline stadioane și mai târziu, că au mai apărut alte generații. Dar a fost o mișcare artistică aparte și, și iată din care faci, din istoria căreia faceți parte. Da, da, e plăcut, fac parte din istorie, am zis, nu din preistorie, sper, nu, dar fac parte din istorie. Era un moment foarte interesant din punct de vedere al trăirii, al... eram tineri, aveam 22-23 de ani și prima parte a Cenaclului, pentru că îmi pare rău, dar eu n-am reușit să mai, plecând și din țară, să urmăresc ceea ce s-a întâmplat cu Cenaclu Flacăra. Dar în acel moment, fiecare ajungea în Cenaclu Flacăra cu ceea ce făcuse el acasă. După aia, încet, încet, lucrurile s-au schimbat. Când a scos acest Dan Chebac, cântece despre caii liberi? Eu l-am produs acum în România, l-am prin aprilie-mai, cred, nu? L-am produs fizic, în sensul că am înregistrat-o discul ăsta numai în Italia. În România a fost producția fizică a discului. Am înțeles. Mai trebuie să mai spunem un lucru, dacă putem. Ați făcut facultatea în România, dar apoi ați plecat în Germania. Da. Și în... Nu, am făcut facultatea în România. Am lucrat în România. Lucrat, da? Da, am lucrat. Sunteți metalurgist, inginer? Inginer, tratamente termice de formație, da. Și unde? IMOAB, este în sectorul, fost sectorul al lui Nicolae Ceaușescu, lângă 23 IMGB, august. IMGB, să nu fost chemat. Nu, ăla e IMGB. Ăsta este IMOAB, că este întreprinderea mașini unelte și agregate din București, unde erau niște strunguri. Niște utilaje din acelea imense. Exact. M-am avut noi la CUG, la combinatul de utilaje. Da, pentru că erau foarte mari. Mi-aduc aminte că noi construiam și niște elici de nave mari, cu diametre. Eu m-am întors acum de câteva ani ca să-mi iau cartea de lucru. Am înțeles. Și am găsit fabrica aia împărțită. Acum ce e? Mai se lucrează ceva acolo? Cred da, că dar nu mai există. Nu, sunt mai multe întreprinderi care au luat așa bucăți. Ah, au luat câte ceva. Fiecare a luat ceea ce i-a plăcut mai mult și nu știu ce să fac. M-am dus în... Deci e un pic un abandon acolo. E un păcat pentru că... Așa s-au făcut privatizările la noi. Poate, mă rog, nu le știți că abia ați revenit acum. Cum ați plecat în Germania? Ați reușit? Da, în mod legal. Legal, da. Cerând să plec, am vorbit frumos și mi-au dat drumul. Ei, lăsați. Să lăsăm așa. Nu, dar serios, am plecat în mod legal. Sunteți cetățean german? Nu, eu în Germania am fost numai o perioadă foarte scurtă. Nu, că pentru sași, pentru cetățenii germani era o... Știu, dar eu nu sunt în sași. Și asta a fost... De asta mă mir, că plecarea e mult mai grea. Eu am plecat spre America și după aia m-am stabilit în Germania ca să lucrez, pentru că am lucrat la Mannesmann, care este una dintre primele întreprinderi, că era Mannesmann, Krupp și Thyssen. Și eu în Mannesmann am lucrat ca pe aproape 6 ani, numai la Mannesmann, Röhrenwerke, produceau tuburi, o parte din tuburile care pentru reactoare nucleare, pentru că Mannesmann este întreprinderea care a construit și conducta de gaz din Rusia spre Europa. Am înțeles. Deci a făcut ce trebuie. Eu zic așa, să cântăm, să cântați, că eu... Nu, putem să cântăm împreună. Nu, lăsați. Eu acum mai spun și asta, că avem timp să vorbim, că vrem să fie așa, discuție, o piesă, iar o discuție. Perfect. Eu am făcut un cenaclu și l-am condus vreo 17 ani, tot în perioada aceea, 73 până prin 89, un cenaclu Columna, pentru că ne-am lipsit toți de la Păunescu, și am făcut la Iași, la Casa Studenților, un cenaclu al elevilor și studenților, se chema Columna, iar prietenul meu, Emilian Marcun, poet cunoscut acum consacrat, Cenaclul Moldavia. Și așa era mișcarea artistică la noi la Iași. Erau mulți la Flacăra care mai cântau și la noi, mă rog, împrumutam de acolo, de acolo. Da, nu ați avut numai cântăreți, ați avut și alte persoane. Poezie, umor, Divertis venea aici cu noi. Roșu și Negru a plecat de la noi, de la Iași. E drept înaintea mea, că eu sunt un pic mai tânăr, dar ei au debutat la Iași. Deci suntem, cumva, Toni Trecu și toți ceilalți de la Divertis au plecat de aici. Ați văzut că eu până la una m-am întors la Iași. N-ați făcut rău. Bine, meritul domnului Bălănescu. De adevărat. Că a reușit să vă capaciteze și știu că în seara aceasta veți fi la Radio Iași. Da. Și îl felicit pe mare el. Și e prietenul nostru și iată că așa am reușit să vă cunosc. Nu, eu trebuie să vă mulțumesc, pentru că
dragostea asta care se manifestează în voi mă copleșește, da, sincer vă spun, pentru că eu n-am făcut nimic, am cântat anii, e așa tot serios vă spun. Cântat, ați fost și sunteți un nume important în muzica folk românească și aceea adevărată de pe vremea aceea. Dacă să dovedim celor de acasă, vă rog, chitara e a dumneavoastră. A, trebuie să cânt eu? Da, sigur că da. Prima piesă pe care vă propun și pe care noi am pus-o așa într-o ordine ca să vă pot pune în priză, scuzați termenul, Balada Morții, îmi pare rău că începem cu... Mulți mi-au zis, de ce începi un disc cu Balada Morții? Nu? Mai ales o emisiune, dar mă rog, asta este aparența, pentru că este o baladă, o poezie a lui Topărceanu minunată, are niște cuvinte splendide. Deci, dreptul Topărceanu, muzica va aparține. Da. Și asta este un cântec care eu l-am cântat în 74 împreună cu un altul al lui Bacovia la festivalul Primăvara Baladelor la București, cu care eu am câștigat împreună cu Mircea Vintilă primul premiu. Numai că acum l-am readaptat. Este o muzică care pe mine, nu știu, reprezintă foarte mult. Îmi plac cuvintele, sunt rotunde, sunt frumoase, așa, nu mă interesează titlul. Și așa se justifică și linia melodică. Exact. Da, vă ascultăm. Pe topolon dintre munți la vale și la umbra unui stol a căzut din cale. În ce vară, în ce an, anii trec capa, el era drumeț sărman, lucrător cu sapa. Oamenii l-au îngropat într-un loc aiurea, unde drumul către sat taie lung pădurea. Și de-atunci neîncetat loc cu frunza rară s-au zbătut ușor în vânt zile lungi de vară. Soarele spre a sfinți și-a urmat cărarea, zi de zi l-au troienit vremea și uitarea. Taie-n lung pădurea
dar când flori învăluiesc, alba nopții, Doamnă, peste casa lui pornesc, vânturi lunte, Doamnă. Am primit deja pe Facebook, doamna Ionela spune, te privim, suntem pe recepție, ne uităm la televizor. La pentru că sunteți și în legătură. Suntem acum în legătură. Okay. Așteptăm și alte mesaje, stimați telespectatori. Facebook-ul nostru vă stă la dispoziție, facebook.com/termoldova+. Și dacă e nevoie, punem și telefonul, că noi suntem și cu telefoanele. Perfect. Da? Poate punem și telefonul, Andrei. Pun asta pentru că din toată zona asta, poate cineva își aduce aminte, nu numai de dumneavoastră, ci și de ceea ce a însemnat muzica folk altă dată. Și acum se cântă folk, dar parcă, nu știu, nu e aceeași greutate. Îndrăznesc eu să spun ca unul mai vechi dintre cei care... Dacă spuneți dumneavoastră, noi... Eu cred că noi am făcut în momentul, sau cel puțin eu, am făcut-o pentru că am făcut-o cu mare pasiune. Și cred că a fost un moment important politic, cred că muzica pe care am făcut-o noi în perioada aceea era o metaforă, era un mod de a ne exprima. Eu cred, pentru că era mai... parcă mai importantă poezia decât muzica. Da, așa este. V-ați întâlnit cu cei de la Phoenix în Germania? Că au plecat Eu când am plecat din România nu mai m-am întâlnit cu aproape cu nimeni. Am tăiat cu muzica. Și ați mai cântat acolo? Nu. Ați făcut pur și simplu... Acum. Da? Acum am apucat, că mai la bătrânețe, cum se spune. Nici așa acasă când cu doamna? Mai acasă, da, dar după câteva ori, pentru că n-am făcut așa multe cântece. Și atunci, o dată, de două ori, de trei ori, după aia... Important că nu v-ați ieșit din mână și că v-ați păstrat din mână, vocea. Da, din voce nu. Din mână, da, pentru că am avut o întâlnire cu o persoană extraordinară, pentru că discul ăsta l-am făcut cu o persoană care este un chitarist foarte, foarte talentat italian, Gianluca D'Alessio. Eu că sunt cu el și cântăm împreună, las pe el să cânte la chitară. El știe să cânte la chitară, într-adevăr. Ei, nu... Bine, eu pot să fac niște acorduri. El știe să cânte la chitară. Haideți să vedem piesa următoare. Plouă, după Bacovia? Plouă? Nu. Plouă e tot Toperciano, dacă este tot acustică. Plouă, de exemplu, cu Plouă este o istorie foarte interesantă, pentru că un cântec foarte simplu, e ultimul cântec pe care l-am înregistrat și l-am înregistrat în formă acustică, pentru că tot discul e făcut într-o formă foarte complexă, cu vioară, cu chitare acustice, chitare electrice, pian și așa mai departe. Eu am o amintire foarte plăcută despre Plouă, pentru că ultimul vers spune și porcul umblă tot cu paiul în gură. Și eu nu știam, când eram mic, nu știam, s-a întrebat pe tatăl meu, care e născut în Moldova. Și unde? Tată, unde? La Cudalbi. Cudalbi Tecuci. Tecuci. Să-i salutăm pe Tecuci. Să-i salutăm, da. Da. Și dacă e cineva care ne vede acum, și deci nu și e numai... de generația noastră, se ne sună. Da, deci nu e numai poezie, este și amintirea asta. Îmi zic, măi, tată, dar ce înseamnă porc umblă cu paie în gură? Zice, se strică timpul, nu? Da. Când începe să plouă. Deci, în afară de un cântec care eu sper că poate niște copii o să-l cânte, pentru că e simplu, este... Toate piesele astea sunt, și noi avem vreo 7-8, toate piesele astea sunt făcute atunci? Da, sunt făcute atunci și le-am reorchestrat acum. Una am cântat, le-am făcut în perioada aceea. Ați plecat în Germania câți ani? 6 ani. Și apoi? Numai în Italia. Ah, în Italia apoi. Și în Italia unde? În ce? Roma. În Roma, nu? Acolo, lângă Coloana Traiană, unde sunt... Ah, chiar acolo în centru? Nu, da. Toată lumea se uită acolo, Columna lui Traian și la, mă rog, zona aceea care e plină de istorie. Nu, absolut. Este. Acum, venind de la București, în aeroport, erau niște panouri cu monumente cu daci din Italia, de la Florența, din Italia, splendide. Deci există și un sit pe figure de daci ro, splendid. Foarte interesant. Stimați telespectatori, așteptăm telefoane, așteptăm mesaje pe Facebook /Telemoldova și să continuăm. Plouă. Plouă.
aici când plouă, plouă în desat. Nu ține ca la noi un ceas sau două, că ziua plouă, plouă pe înserat. Și când se crapă iar de ziua plouă, în faptul zilei streșinile plâng, pădurea stă plouată ca o curcă, natura calcă cu piciorul stâng. De aici când plouă, plouă nu se încurcă, iar când se arată soarele sărac, de după nouă, ca să-ți fac în ciudă, abia pucea-ți scoate nasul din cerdac, că până la întoarcere te udă. Există și răstimpuri când se moaie, când parcă nu mai toarnă așa de sus, și cerul cât un pic înspre apus se luminează puțin de la ploaie. Atunci se cheamă că e timp frumos, chiar dacă tot mai cad un pic de bură, dar fumul din ogeac se lasă în jos și porcul umblă tot cu paiul în gură. Și porcul umblă tot cu paiul în gură. Nu e suficient să aplaud eu, dar cu drag, ca unul care am îndrăgit muzica folk și am fost cumva implicat, cum vă spuneam, cu Cenaclu Columna, cu Cenaclu Moldavia, cu Radu Ștefan, era un tânăr de la noi, mi-a dus să-l odihnească, era un tânăr, dar avea vreo 50 de ani când anul trecut s-a dus, dintre noi și-a compus o piesă Ninge pe Moldova Ninge. Noi făceam chiar aici o emisiune pe care o numeam Serile Columna, Joia Tineretului. Vă aduceți aminte cum era Joia Tineretului? Da. Era o seară de dans, de muzică, de... Uneori se întâmpla și miercurea și vinerea. Eu de-aia am crezut că și ceai era tot așa legată la ceaiurile care erau... Așa erau ceaiurile atunci. Da. De fapt, ceaiul era o formă de dans, de beam o bere sau ce mai beam? Ce beați pe... De apropiere între persoane. Apropiere. Ce de beați? Socializare. Ce beați pe atunci? Tot. Vodcă? Tot. Nu aveam. Atunci nu cred că aveam de ales ca acum. A, era mai ceea ce se întâmpla. Eu aducea... Nu, fiecare ducea ceva. Nu, eu vin, vodcă, apă nu. Nu, apă nu. Vin, vodcă. Ce găsea? Asta a fost mai greu, pentru că trebuia să rezici la toate. Era un schimb continuu. Dar era frumos. De ce se spune? De ce e fraza asta? Pe vremea noastră era mai bine. Ați avut doar tendința să spuneți asta? Da, nu mai sunt zăpezile deodată, se spune. Erau multe. Mari. No, bine, pentru că suntem legați, probabil suntem făcuți într-un... absorbim ceea ce ne înconjoară în mod diferit. După aia, când devenim mai în vârstă, spunem că deja am învățat tot și nu mai ne interesează nimic. Credeți că există tendința asta? Există mulți, dacă nu mai au stimuluri. Trebuie să fie curios, nu mai sunt curioși. Dar la dumneavoastră, iată, după 40 de ani, nu numai din curiozitate, ci din pasiunea pe care ați avut-o atunci, iată că ați revenit și în forță aveți aici un... Altfel n-aș fi făcut. Dacă n-aș fi făcut în felul ăsta, n-aș fi făcut niciodată. Pentru că mulți dintre colegii mei spun, hai să cânți așa numai cu chitară. Pot să cânt, dar n-avea niciun sens. Eu m-am gândit că au trecut niște ani și am un alt mod de a simți lucrurile și asta este modul în care le simt acum. Și eu cred că ieșirea mea din Cenaclu, care a fost hotărâtă de mine, am plecat eu, a fost bruscă și parcă aveam impresia asta că n-a fost un sfârșit completat. Și asta pentru mine închide un pic un cerc. Am citit pe toată lumea asta, acum se duce pe calculatoare, am citit pe Google, cred, un comentariu al lui Adrian Păunescu de pe vremea aceea, care v-a apreciat foarte tare. Da, eu știu că l-am văzut, cred că vorbiți de cel care din 2010, când eu l-am întâlnit după mulți ani, nu ne văzusem și eu m-am dus să-l întâlnesc, pentru că știam de situația lui
Și a fost o întâlnire foarte importantă. După aia, după un an, el a murit, nu? Da, cam așa. Eu acum încep și eu să mă gândesc că în momentul ăla nu cântam și atât tot m-a interesat să cânt. Era acum, student, era foarte student. Nu, dar el a interpretat, de exemplu, am văzut cântecele care le-a dat, textele care a făcut pe UNESCO ca să le cânt eu, sunt diferite de textele care lui le-a făcut pentru Mircea Vintilă. Și el, pentru că a înțeles foarte bine caracterul, diferența de caracter de a Mircea de a mea, mie mi-a dat texte mult mai rebele, mult mai Mircea ca o persoană. Da. Felul cum abordați. Și mie Mircea e mai dulce, mai... Da. Deci nu mi-a dat cântece de dragoste mie, a dat lui Mircea și asta a fost norocul meu. Da? Iată semnale, mai așteptăm și altele. Doamna Lucia Grumez a spune frumos, versuri foarte frumoase. Mai așteptăm mesajele, stimați telespectatori. Maria Stupcanu, care spune extraordinar. Da. Ce să spun? Mai avem aici o piesă care o să o pregătim. Asta e Bacovia. Tot Bacovia și... Asta e rar, Bacovia, sigur, da. Bacovia, iată, Lucia Grumez revine și spune... ploaia, un dialog între cer și pământ. Interesant, este... Așa a definit-o doamna Lucia. Perfect. Cum e rar? Tot așa, melancolică? Da, rar împreună cu prima este melancolică, da, și am mai schimbat-o. De exemplu, ceea ce m-a surprins, pentru că mulți cunosc rara lui Bacovia în interpretarea lui Nico Alifantis. Pentru că este o poezie, un clasic, nu? Numai că eu poezia asta am compus-o împreună în 72-73 și este modul meu de a interpreta rar singurătatea. Deci este mai... După aia mai sunt și altele mai vesele, dar în momentul ăla nu aveam motive ca să fie prea vesel și atunci... Piesa asta a cântat împreună cu Vintilă și a preluat-o el după aceea? Nu, eu am cântat în concurs, erau el și eu am prezentat-o în concurs împreună cu cea de-a doua. Deci Balada Morții și Rar sunt cele două cântece pe care eu le-am prezentat în 74, cu care împreună cu Vintilă am câștigat premiul ex aequo. Era un premiu foarte important. Foarte important. L-am pus pe un site al meu, am făcut fotografia premiului, că l-am găsit pe acolo, prin casă, prin Italia. Da, da. Era un grup de studentina de la Iași pe vremea aceea. Petronela Baldovin, Valeriu Baldovin și cred că un cântăreț din Piatra Neamț, care acum e medic, îmi scapă numele, mi-aduc aminte. Au fost mulți. Claud Vioară și voce, știi? Și chitară. Da, da. Un grup care a cântat apoi multă vreme. Era și Flacăra Folk. Flacăra Folk, exact. Da, da. Cred că am vorbit cu cineva acum de curând, cu unul dintre componenți, am vorbit la telefon. Nu știu Baniciu ce grup avea. Baniciu Mircea n-a fost într-un grup. Nu, a făcut după aia Pasărea Colibri, da. Și am auzit de la Mircea Vintilă că ideea era că Phoenix e o pasăre mare, era un grup mic și au făcut Pasărea Colibri. Deci, diferență de dimensiuni. Dar s-au impus foarte tare, deci au cântat ani de-a rândul. Au făcut asta, da. Și au făcut istorie, așa cum poate să facă și Dan Chebac dacă se întoarce acasă mai des. Nu? Vă întoarceți mai des? Da, acum mai mult timp, depinde de voi. Depinde de voi. Dacă mă invitați mai des, vin mai des. Dacă cu nu, mare drag. Eu o să vedeți ce reacție au cetățenii, prieteni, cum le zic eu, telespectatorilor noștri moldoveni. Foarte bine, prieteni. Da, eu așa, prieteni adevărați. Deci rar, Bacovia. Într-un an departe doarme și hangiul, străzile-s deșarte. Plouă, 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 vreme de beție, și s-asculți pustiul, ce melancolie. Nimeni cu atât mai bine și de atâta vreme a uitat de mine.
tremur, 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 orice ironie, rămâne vouă, noaptea e târzie. Veșnic, 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 rătăcir de-acum, n-or să mă mai cheme peste vise bruma. Singur, 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 vreme de beție, i-auzi cum mai plouă, ce melancolie. Nimeni, 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 cu atât mai bine și de atâta vreme au uitat de mine. Tremur, 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 orice ironie, vă rămâne vouă, noaptea e târzie. Singur, 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 într-un han departe, doarme și angiul, străzile-s deșarte. Plouă, 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 vreme de beție, și s-a spus pustiul, ce melancolie. M-am ascultat cu drag și cu atenție. Eu cred că dacă ați reveni acum, cum facem noi, chiar la televizor, și mai am văzut și la alte televiziuni, e drept, din acestea mai de niș, așa, eu cred că ați avea foarte mare succes. Dacă am sta, cum stați la Radio Iași în această seară cu domnul Florin, cu prietenul nostru, cu siguranță oamenii ei îndrăgesc muzica folk, pentru că avem oameni care continuă și acum, dar ar zice, veniți acasă mai des ca să vă ascultăm. Noi vă mulțumesc. No, ceea ce vă pot spune, nu știu acum dacă se înțelege, am făcut așa cum am făcut, dacă am întrerupt cu plăcere ceea ce am făcut. Eu, reascultând orchestrațiile în studio, am fost foarte emoționat. Deci am fost emoționat și am într-un fel diferit de cum eram la 24 de ani. Eu astăzi, dacă cânt rar și spun a uitat de mine, e o altă fel de uitare decât era la 24 de ani. Da. Ei, dar atunci eram îndrăgostiți de, sau mai apăsat eram îndrăgostiți de toate, de viață, de nu știu. Numai interesant cum același text, în funcție de perioada vieții, poate fi interpretat altfel. Absolut, da. Și eu l-am simțit diferit și l-am încântat în mod diferit. Deci fiecare cuvânt are un alt significat pentru mine astăzi decât avea atunci. Păi acum suntem tot tineri prin tinerețea spiritului artistic. Nu? Da, da, da. Nu, dar tinerețea e până la urmă o stare de spirit. Noi știm să ne construim și interiorizat și în toate felurile, oricum am privit. Da, eu nu știu dacă tineri sau bătrâni. Eu cred că în momentul ăsta ceea ce eu pot să spun sigur, nu vorbesc de tinerețe sau bătrânețe fără de moarte,
vorbesc despre sinceritate și despre pasiune. Și cred că dacă unul are pasiune, tânăr, bătrân, nu cred că e, sper cel puțin că nu se face. Să știți că foarte important este felul de a transmite și celorlalți trăirile pe care le ai. No, eu sper că se simte, pentru că eram răcit când am înregistrat cântecul ăsta și a venit foarte bine cu vocea răcită. Noi dacă am mers atunci la concerte și mai mergem și acum, de exemplu a fost un festival anul ăsta, cred, da? Mai către vară la Târgu Neamț, Bizon l-au numit cei de acolo. Numai pe Facebook am avut 32.000 de vizualizări, pentru că am transmis acel festival la care au fost și Vintilă și Socaciu. Dar ca idee, muzica folk, muzica aceea pe care, cu care am trăit noi, este foarte bine primită, inclusiv de generația tânără. Da, sunt o muzică, în afară de muzică, în general sunt textele care dau substanță. Pentru că textele sunt multe extraordinare, și textele lui Păunescu, și după aia trebuie să fie și partea muzicală, nu poate să se abandoneze mai la text, o recitare muzicală. Deci, dar textele au reprezentat foarte mult și pentru noi era un mod de metaforă de a ne exprima. Războinicii, un mod de metaforă? Da, Războinicii, da. Cine acum? Asta l-a făcut Păunescu, încep, de exemplu, Războinicii, deci l-a făcut Păunescu, le-am scris în redacție la el. În anii aceia, 73, este foarte straniu, pentru că eu am cântat cântecele astea, în afară de, sincer să vă spun, nu le-aș fi cântat dacă n-ar fi fost actuale și din punct de vedere al textelor. Pentru că Războinicii, mie îmi place foarte mult textul ăsta, vorbește de lucruri care se întâmplă și astăzi, care este și un păcat, pentru că au trecut 40 de ani și, de fapt, cântecul când l-am înregistrat, se aude un pic la început, este cum ar fi într-un nightclub, într-un bar unde se bea, se discută, se fac afaceri și se plânge despre soarta omenirii și se continuă să facă bani prin vânzările de armamente. Și asta o cântam noi în 72-73. Mare lucru, dar nu mai cântați și prin 80. Dacă era în țară, nu mai cântați și în 80. Eu am înțeles și atunci am plecat mai de Hai să ascultăm și această piesă. Asta e ritmat, asta e mai... Asta e mai ritmat. Da. Hai să vedem. Miezul nopții bate gros încoace și restul omenirii noastre doarme. Se strâng războinicii drapați în arme, se tot să convorbească despre pace, se tot să convorbească despre pace. La mese tolăniți pe îndelete, îngrijorați privesc prea sfântă hartă și deplângând conștiința lumii moartă. Mâna și-o dau să facă schimb de pete, mâna și-o dau să facă schimb de pete. În aerul în care pot să dege, păstrează repetate reculegeri. Mirase cursurelei lor planete și beau ciocni legalele pahare.
Hotel de țărna numai când li sete, Hotel de țărna numai când li sete. E clar că a fost mai ritmată și dar mesajul este foarte interesant, foarte. Și cuvintele sunt foarte interesante, frumoase, îmi plac. Nu, serios, îmi plac și sunt foarte actuale, să spun. Serios. Ați avut vreodată piese, dar mă rog, probabil nu compuneați muzica dacă nu vă plăcea textul. Ați avut și situații în care Păunescu să spună: "Te rog, fă o muzică pe versurile astea." Și să spuneți: "Nu-mi place, maestre, nu." Nu, văd acolo, dacă îmi permiteți, pe lista următor, ăsta. Da, de exemplu, ăsta, în original avea o strofă care eu am scos-o, pentru că nu-mi plăcea. Și cred că am făcut bine, pentru că am înregistrat-o fără strofa aceea care există pe undeva, și pentru că nu eram de acord. Și la un moment dat, cred că a fost și ăsta un motiv, printre multe altele, ca să pot să las Cenarcu, pentru că era o mică schimbare. Ați cântat tot, ați prins toată perioada aceea lui Phoenix, pentru că știu că era în mare forță. Da. Finalul cu Phoenix, cu... Da. Nu. Eram toți, erau băieții care erau în perioada cu Capăl, cu Kovács, cu... Da, extraordinară perioada aceea. Eu spun ca unul care eram pe atunci elev, mă rog, și am nimerit la niște spectacole la Iași și chiar a fost unul dintre ultimile spectacole. Emoționant, nu găseai bilete... Nu știu acum ce s-a întâmplat. Cred că era nevoia asta de un spațiu în care poate să... Poate pentru că nu aveam televizor, nu aveam altă formă de... Eu acum am încercat să-mi dau o explicație și cred că e datorită lui emisiunilor lui Florin Bălănescu, pe care le ascult aproape în fiecare seară de când ne-am cunoscut. Da, Florin acum câteva luni. Multă, acum câteva săptămâni el a transmis ceva despre... cântecele care le-am auzit noi în perioada aceea. Dragă mie, bădița cu tractorul. Asta e una dintre cele mai frumoase, nu? Macarale și așa mai departe. Da, Macarale, Davai. Nu, făceau satire pe povestea. Da, alea rusești cu Davai. Eu cred, și asta mi-am dat, eu încerc și eu să înțeleg, eu cred că a fost mișcarea, nu numai pentru mine cel puțin, noi ne-am creat un fel de strat de protecție, de indoctrinare asta completă. Cred că a fost și din cauza asta. În 73, că nu era prea apăsătoare situația. Nu era apăsătoare. Depinde de sensibilitate. A devenit prin 80. Depinde de sensibilitatea individuală. Da, și de ce nivel ocupai în viața socială, culturală. Da. Nu, pentru că, de exemplu, părinții mei îmi spuneau că, care aveau o referință precedentă, au stalinistă. Avut avere, dar vorbesc de perioada stalinistă, nu? Confruntat, cineva spunea că era mai bine, dar noi nu avusesem experiența asta și noi aveam numai cunoștința de ceea ce trăiam în momentul acela. Deci nu reușeau să știm ce s-a întâmplat înaintea noastră. Da, e adevărat. Oricum, după 73, până prin 78-80, așa, lucrurile s-au mai... Eram datori, făceam economie, mâncam mai puțin, aveam deja cartele. Deci, dar prin 73-74, era o perioadă așa în care ne dezvoltam, cumpăram, era entuziasmul perioadei și a guvernanților de atunci, dar și a, mă rog, a speranței că uite ce perioadă bună și ce... Asta e mare păcat, că eu m-am întors după aia în România, prima oară, după ce am plecat prin 86-87. Deja era complicat atunci, era foarte complicat. Și mi-aduc aminte de situația, ceea ce mi-aduc aminte și de faptul de cât erau de orgolioși și cât oamenii încercau să ascundă starea asta, deci că este dureroasă. Nu? Dacă ar fi fost să plecați în 86, nu mai vă dădea voie, sigur. Când începuse să fie așa o teamă de influența Occidentului, a oamenilor care se duc și spun și vorbesc. Eu nu cred că poate să fie o influență. Eu cred că dacă unul poate să plece, să se întoarcă, nu văd de ce să plece. Adică noi eram, într-un mod, eram obligați ca să nu mai ne întoarcem, pentru că era făcut în așa mod ca să... Dacă tot plecai, pleacă și gata. Dacă vin apoi, îi îmbolnăvești și pe alții cu imaginea capitalistă. Nu știu cu ce, pentru că... Eu n-am uitat să aparțin, eu știu că naționalitatea mea o să fie totdeauna română,
Nu e că... Acasă au rămas... Toți, membri, nu mai da? Toți. Și au fost, pare, și probleme cu cei de acasă pentru că ați plecat? Primele probleme sunt problemele... Nu puteați comunica, cred, nu? Nu, aia nu, nu, pentru că nu erau niște telefoane. Dar chiar pentru... telefon, dacă era de unde sunt. Da, da, da. Nu se poate. Nu, este foarte straniu, pentru că în momentul din 81, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că nu știu dacă era revoluție sau o lovitură de stat, în momentul în care... În 89, scuzați. Am avut senzația asta de o liberare și eu, din afară. Am înțeles. Era ca și cum, pentru fără să-mi dau seama noi că aveam eu problema asta în fiecare zi. Dar în momentul în care se știa că poți să te întorci, poți să vorbești, poți să simți o libertate așa fizică, nu? Exact. Glumeam de mai înainte. Ce facem cu libertatea asta? După aia ce? După aia libertatea... Și de ce vrei să fii liber? Nu, pentru că asta este aia. Zice, vreau să fiu liber. Ce bine, dar ca să faci ce? Ce? Să faci ce? Ce? Sau să spui ce? Nu, nu mă lăsa să vorbesc. După aia poate era mai bine să nu te fi lăsat. Acum vorbim toți și ne înțelegem separat. Exact. Aș vrea să cântăm înainte de toți o baladă. O baladă... pe care, mă rog, știu că țineți la ea și vreau să o auzim aici împreună. Da, asta, da, pentru că acum am mai făcut playback și nu știu ce, asta e un cântec care eu mă joc așa din când în când, că îmi plac cuvintele, îmi plac cuvintele și îmi plac și sensul cuvintelor și este foarte simplu, nu? Ia să văd, dar să încerc cu chitara care mi-au dat-o, o să vedem dacă reușesc să cânt, ok? M-a ajutat după aia? Da, nu, eu nu pot decât privirea. Ia să văd eu. Cine m-aude cântând, zice că n-am niciun gând, dar atâtea gânduri am, câte zile sunt un an, câte zile sunt un an. Pasăre blândă mergi în pădure și-mi cântă pe cine o-i avea mânie. Bleastemă-l străin să-ți fie, bleastemă-l străin să-ți fie, că nu-mi trebuie altă șfară ca străină tatea-n țară. Și nu-mi trebuie altă fune ca omul străin pe lume, ca omul străin pe lume. Cine-o făcut horile, meargă-n rai cu-n florile, le-a făcut de nebun, că le-a făcut de om bun, că le-a făcut de om bun. Că de n-ar fi hor pe lume, ai vedea fete nebune, nevesele duse în lume. De nu ar fi hor pe lume, de nu ar fi hor pe lume. Cântând, zice că n-am niciun gând, dar atâtea gânduri am, câte zile sunt un an, câte zile sunt un an. Eu nu văd nicio diferență între partea aceea de instrumental pe care ați pregătit-o și în studio și ce ați făcut acum. Pentru că life-ul întotdeauna apropie și față de cel de acasă, din fața televizorului, dar și față de cel de... Da, știu, dar când ieși într-un studio, după aia poți să cânti... Nu, sunt niște canoane pe care noi la televiziune le impunem și peste tot. Ați mai fost la altă post de televiziune de când ați revenit în țară? Nu, nu cred. Nu, suntem primii. Nu, pentru că nu sunt telegenic, mi-au zis. Așa au zis, da.
Deci vă vine părul în ochi. Da. Cum se poate așa ceva? No, pentru că n-am avut ocazie și trebuie să vă mulțumesc. Hai, serios. Noi, Florin, el e vinovatul. E vinovatul, vinovatul. Stimați telespectatori, cred că în jurul orei 21, nu știu exact. 22. Urmăriți Radio Iași, pentru că domnul Florin, prietenul nostru, îl va avea invitat vreo două ore cel puțin, da, pe domnul... Aici am făcut încălzire aici. Am înțeles, pe domnul Dan Chebac, cetățean, prieten de-al nostru în ceea ce înseamnă actul artistic din anii 72-73 și care, iată, a revenit acasă cu un CD pe care vi-l oferă celor care ne urmăriți, care urmăriți Radio Iași de seară, după 22, și care va mai reveni la noi. Eu nu sunt obișnuit, dar acum că suntem aici, dacă sunteți interesați, eu am încercat să pun într-un site, cum se numește, pe internet, niște informații care sunt cu niște fotografii din timpul cenaclului și încerc să adaug acolo tot ce am eu. Dan Chebac, nu? Este, da, și danchebac.com. Și acolo, da, sunt informații despre disc, articole, interviu, piese și așa mai departe. Nu? Deci încerc să pun și ceea ce am eu, afișe, ca să le adun într-un singur loc, ca să nu fie așa prin... Am înțeles. Andrei, poate scrii sub noi pe ecran danchebac.com. Se vede pe discul ăla, da, .com. Am înțeles. Danchebac.com. Poate punem asta, poate până de seară vă caută cineva acolo și spune... Este și o adresă unde puteți să înscrieți. Am înțeles. Deci danchebac.com. Scrieți-mi numai lucruri frumoase, vă recunosc că altfel nu răspund. Acum știți că un artist își asumă și... Responsabil. Da. Știu. Și a fost odată când pe lângă aplauze au fost și altceva? Da, odată, da. Odată un articol care îl țin așa, dar... Când erați cu Păunescu? Da, eu acum m-am obișnuit să fac un fel de sume algebrice. Are plus și minus. Și mai plusul domină. Și atunci vorbim de plusuri, nu? Este suma algebrică e pozitivă. Dar în egală măsură se spune că cele mai vii amintiri sunt alea când nu ți s-au împlinit niște lucruri. Ce poți să faci? Ții minte revelionul care l-ai făcut în autocar? Ții minte când ai rămas în frig și te-a părăsit prietena? Eu încerc să-mi aduc aminte de lucrurile frumoase, chiar dacă mai sunt alea care încerc, cel aveți, puțin. Aveți suficient de multe? Da. Adică vă simțiți încărcat? Da. Dar vreau de multe. Ceea ce se întâmplă, că fiind plecat de foarte mult timp despre cenaclu, eu sunt un pic uimit de faptul că eu am fost în cenaclu 3 ani, 4 ani, nu am avut o activitate, am o anumită vârstă și în viața mea am făcut multe alte lucruri și este foarte curios că după viață, ceea ce rămâne este faptul că are 2-3 ani. Eu sunt un inginer, am studiat și am făcut și am lucrat în meseria mea, numai că ceea ce rămâne, și cum îmi spunea și Florin, după noi rămâne probabil un titlu pe o carte, un titlu pe un disc și așa mai departe. Din păcate, n-ați făcut încă videoclipuri și poate e un moment... Diferit. Pentru că am văzut, sunt vă două, trei piese cu niște... Deci piesa aceea cu care o să o cântăm aici la urmă, ultima piesă, Caii Liberi. Am văzut acolo că v-am căutat pe YouTube imediat, dar asta înseamnă că totuși existați acolo și chiar cu mici articole. La cei buni, iată, apropo de libertatea, că ne-a dat voie să trăim într-o lume virtuală. Acum ne salutăm, dacă vreți să-i trimitem link-ul prietenului din Italia, din Germania, nu e puțin lucru. Știu, nu, asta este un fapt foarte pozitiv, numai că are și o latură negativă. Pentru că eu aș prefera să vorbesc cu persoane fizice. Nu? După aia, like-urile astea, în general, de foarte multe ori sunt și foarte ușor de făcut. Este mai greu de făcut o acțiune să te prezinți în fața unui artist. Să transmiți din starea ta de spirit, să-l emoționezi pe cel din față. Decât să spui, da, foarte bine. Eu știu că există și lumea asta și noi trebuie să ne adaptăm, pentru că altfel asta este... Astăzi cineva care vrea să te întâlnească se uită pe internet ca să vadă care este identitatea ta digitală. Da, și apoi stă de vorbă cu tine sau nu stă. Exact. Da, și deci unul trebuie să se ocupe de să facă bine... Acum să știți că poate și noi doi și Florin suntem cumva conectați și la o altă formă de dialog cu lumea, cu ascultătorii de radio, cu telespectatorii, cu cei din sala de spectacole. Da, dar nu știu dacă același lucru se întâmplă în aceeași pondere, că se întâmplă cu unii tineri, dar nu în aceeași pondere cu tineri de acum. Acum dacă faci un concert într-o sală de sport,
chiar cu folk. Am văzut un festival extraordinar la Târgu Neamț. Au fost 2000 de oameni, nu știu, dar era toată lumea valoroasă a folcului românesc, cât erau în țară la vremea aceea. Și vreau să spun că nu a fost aceeași formă de transmisie a emoției, a dialogului, așa cum o simțeam eu în sala de sport pe vremea lui Păunescu sau Cenacului Flacăra sau Sărbările Scânteiei Țineretului, pentru că a prins și perioada, sau chiar Cenacul Columna. Se spărgeau la noi, la Casa Studenților, geamurile, se îngrămădeau să prindă loc. Sala are 600 de locuri și încăpeau 1000. Și aveam probleme cu pompierii, cu partidul. Aparținut timpului nou. Probabil noi trebuie să găsim care sunt formulele care impresionează, care lumea de astăzi, pentru că ceva s-a schimbat, nu cred că... Deci, noi am făcut bine și știu că... Sigur, putem am fost ancorați în timpul nostru, asta e clar. Nu, și a fost făcută cu foarte mare bucurie și cu foarte mare deschidere sufletească. Eu cred că nu ne gândeam la să facem succes în sensul hai să facem un milion de vizualizări. Nu făceam de bani, vizualizări. Nu discuta de bani. Nu. Deci, eram tot săraci. Da. Toți eram la fel. Poate unii beau o bere mai mult, că mai nădea cu DC-ul sau o ASCR-ul. Da. Hai, dăm o bere la final. O bere dar restul... de aia de carne cu salată. Da, nu, și când ceva acolo. Jucam, ceva, acolo. Okay. Ceva acolo. Piesa următoare se cheamă Toți. Să auzim, nu? Ce spuneți? Asta. Cine a făcut versurile? Nu, astea, versurile a făcut Păunescu și sunt versurile care vorbeam eu că o parte din versurile le-am scos. Este un cântec foarte melodic, foarte frumos și mi s-au spus de către prietenii în România din textul ăsta că este foarte actual încă. Încă. Atunci haide să impresionăm și pe ăștia tineri dacă au Facebook-ul activat pe... N-avem noi țară prea mare, am făcut doar ce-am putut, însă nu zare, n-avem țară de împrumut, n-avem molturi, Clujuri, Iașuri, doar un Olt și un Cluj și un Iași. Nici n-o ținem doar în marșuri, nu ne credem uriași. Bursită ce nu minte, și cu morți, cuvinte și morminte toți. Nu țara nu se vinde, suntem țara toți, o inimă fierbinte, compatrioți. Noi iubim a lumii pace și un om la rang de om. Însă dragostea e muncă, nu e tânga unor hoți. De a patrie coruncă, ascultați compatrioți. Ursită ce nu Oi.
avem țară de comun. Foarte frumos. Mulțumesc. Dar piesa asta au mai cântat-o unii și în acești 40 de ani de când. Da. Au cântat-o și... Dar sunt mulți care au cântat piesele astea. Eu acum le-am văzut un pic. Da. Pentru că sunt... Astea au fost piese compuse atunci. De dumneavoastră. Da. Sunt toate compuse de mine. Ceea ce nu înțeleg eu, de ce unii interpreți nu spun această piesă, e pe versurile lui Adrian Păunescu. Poate nu știu. Și muzica este a lui Dan Chebac, întors în România după 40 de ani, la Tele Moldova, că dacă toți sunteți din București, dar la, cu legături la Cudalbi sau cum se cheamă, Tecuci. Da. Dar cred că mai sunt un pic de chebac pe acolo. Mai aveți neamuri acolo? Da, mai am, dar s-au dus și ei prin lume. Sunt puțin chebac. Acum o să încerc să... E un nume românesc? E românesc, dar nu cred, că nu știu dacă fi vreun turc pe aici care a venit și a făcut ceva. Poate, da, poate. Cine știu, o să încerc. Lui Florin a încerut și mi-a dat un fel de interpretare. Să facă un arborele genealogic și să vadă cine a mai rămas pe acolo. Da. Cine știu, ajung că sunt de la Ștefan cel Mare, după aia ajungem. Aveți ceva averi ca să vină un moștenitor? Nu, dar poate descoperă. Trebuie să spuneți, am averi, caut pe cineva să fac moștenitor. Exact. Cum stați la capitolul familie? Soție, doi copii, unul mare care studiază ultimul an la ingineria nucleară, în momentul ăsta e în Rusia, da, el studiază în Italia, la Milano, numai că în momentul ăsta face Erasmus pentru 6 luni la San Petersburg. Ei sunt mai specializați. Nu, pentru că noi în Italia nu mai putem să construim centrale nucleare, pentru că a fost un referendum, din punct de vedere teoric, o pregătire extraordinară, din punct de vedere practic, mai puțin. Și atunci... Să nu-l oprească la San Petersburg. Eu sper de nou, că eu am plecat... Să spună, ești profesionist, rămâi cu noi, că aici poți să practici. E viața lui, după aia ce o să facă... Și celălalt? Celălalt are... E diferență de 10 ani, 13 ani, este în ultim ei spun școala medie superioară, care ar fi a 8-a acolo noastră. În Italia, da. Și ceva bunic, nu? Nu, bunic nu. Nu. Pentru mine? Da, păi nu, da. Mai eu am început foarte târziu viața asta, a doua. Dar nu contează, dar oricum. Depinde, dacă eu o să trăiesc încă 40 de ani, sigur o să fiu bunic. Eu cred că vă doresc să trăiți și eu să fac pe moderatorul și peste 40 de ani. Exact. Nu? Da, e bine așa? Putem să facem așa. Îl luăm în echipa noastră și pe Florin, că acum mi-a făcut el, da. Ne-a dat el șansa canaș, să ne cunoaștem. Da. Acum facem și invers. Perfect. Stimați telespectatori, Dan Chebac, întors într-o post de televiziune după 40 de ani, de stat în Germania vreo 6 și restul în Italia, un om care s-a lansat și care pe vremea studenției a compus piesele pe care le-am cântat noi până acum, în Cenacul Flacăra sau în activitatea lui studențească. Nu e puțin lucru să întâlnim un om care a compus piese celebre pe care le-au cântat apoi Vintilă și alți oameni din România, din Cenacul Flacăra de după. Domnul Dan, eu sunt onorat că și mulțumesc încă o dată domnului Florin Bălănescu de la Radio Iași pentru că ne-a favorizat această întâlnire și le spun și eu la cei de acasă, dacă cumva n-au prins emisiunea de la început, să nu doarmă de seară, să pună Radio Iași, radio de acasă pe frecvența respectivă și da, să vă asculte vorbind cu Florin vreo două ore, Eu vă mulțumesc dumneavoastră serios, pentru că noi nici n-am pregătit nimic, dar eu am venit astăzi de la București și îmi face mare plăcere, serios, să-ți spun. Mai ales că genericul nostru e pe versurile Socaciu, versurile lui Lucian Avramescu de la Cerbările Scânteiei Tineretului și muzica Victor Socaciu. Aș vrea să mai merg la un ceai. Vai, ne cântam cu toți piesa asta, noi aici acasă. Eu credeam că voi cântați Cai Liber, nu... Păi nu, Cai Liber o să cântați dumneavoastră, mai după ce o să cântați celor ce... Nu iubesc, celor ce iubesc arta. Ei, asta e tot un cântec făcut în perioada aceea. Multe dintre persoane care le-am întâlnit acum, ascultați, vă rog, textul. Nu? Versuri Păunescu. Tot Păunescu. Sunt Păunescu, astea nu sunt... Și Cai Liber, tot Păunescu. Sunt versuri care, la un moment dat, eu, după ce am intrat, el le-a scris, le scriam împreună, nu le scriam eu, el scria, eu... Dar astea, deci, nu apar în cărți, sunt cântece, eu am în Cai Liber și se vede pe site-ul meu, am manuscrisul cu mâna lui Păunescu, care avea putea să scrie poezie. El scria timp ce era cenacul, el trimitea text. Dar de o perfecție, că modificările erau minime.
Minime. Și asta, ce ce ne obesc carta, este, vă rog să fiți atenți la text, pentru că este un text din anii 73-74, ceea ce mi-a plăcut foarte mare, cântecul ăsta, fără să știe nimeni de mine, există o platformă care se numește Wine Room Tap, nu, Tapas and Wine, au făcut o preluare a cântecului ăsta, ca vinilul, l-au făcut într-un rit foarte tineresc, jungle, punând vocea lui Noica, și a avut, pentru mine sunt multe, nu sunt vreo 15.000 de vizualizări în 3-4 luni. Foarte mult. Luând cântecul vechi. Am înțeles, cu, prelucrându-l, prelucrându-l și punându-l în variantă modernă. Exact. Eu am făcut-o, mie îmi place foarte mult asta cum l-am făcut. Hai să vedem cum suna piesa aceea originală. Da. Adevărul despre voi, sunteți încă lași nepricepuți, domnii mei, dați ceasul înapoi. Nu fiți orci, nu fiți surdomuți. Iată cum a fost, ce s-a întâmplat. V-ați născut la un bombardament, că și azi auzul vi mascat și vi se usucă ochii lent. Câtă muzică e pe pământ și câți pas se fac și se tot fac, generații noi se nasc plângând, urlă toate ceasurile-n veac. Ascultați al lumii core nord și pe lumii îndrăzneți soliști, ca să nu mai fiți stupiși și triști, învățați că omul este om. Nu e voie să nu auziți întâmplările de pe cuprins, ca să fiți o clipă fericiți. Dați auzul vostru la prinț. Iar voi, domnii mei nepricepuți, triți roboți, ridicol, tehnocrați, trăiți vieți de orci, surdomuți și în egoism vă încarnați. Muzică e pe pământ și câți pas se fac și se tot fac, generații noi se nasc plângând, urlă toate ceasurile-n veac. Ascultați al lumii core nord și pe lumii îndrăzneți soliști, ca să nu mai fiți stupiți și triști, învățați că omul este om. Și câți pas se fac și se tot fac, generații noi se nasc plângând, urlă toate ceasurile-n veac. Ascultați al lumii core nord și pe lumii îndrăzneți soliști, ca să nu mai fiți stupiți și triști, învățați că omul este om.
foarte, foarte frumoasă și partea de studio cu vioară, cu... cu... Da, da, da. Da, eu cred că cine a făcut partea asta de... de da, studio, vioara... De un muzician din Italia. Da, este Gianluca D'Alessio. Vă invit să vă uitați pe un, un chitarist extraordinar, cântă și la Rai, dar acompaniază mari cântăreți. Între ăștia și pe mine, am zis, problema lui o să fie, pentru că a cântat împreună cu Sting, cu Aznavour, și toți îi cunosc. Eu, în Italia o să întrebe cine e Dan Quebec, pentru că pe alții îi cunosc pe toți. Nu, datorită, să spunem, Gianluca, sau cum îl cheamă? Pe Gianluca, Gianluca. O să vin cu el acum, pentru că cred că mă organizez pentru octombrie să vin cu el aici să cânt în București, ca să prezint eventual discul ăsta, și era o idee de-a mea să mă întorc la liceul Lazar, de unde eu am început. Ar fi foarte interesant. Ca să, nu numai pentru liceu, dar și pentru studenții, pentru elevii care sunt acolo, ca să legăm un pic generațiile. Să ne provocați și pe noi. Vorbim cu Florin Mălănescu. Da. El vine cu Nagra. Cum era pe atunci? Știți cum erau sistemele acelea de imprimare? No. No. Așa, și mai ah, cu Uhărurile. Uhăr. Da, 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 da. Rostov, nu știu. Da. Da, el vine cu la acum foarte modernă atâta de imprimare, okay. Și noi venim cu o cameră video. Ar merita, venim la București, doar e ce? Rămânem în contact, vă spun, da. Da, ne chemați și venim. 50 de minute în avion. Da, e mare lucru și pe vremuri aveam numai, nu știu cum se chemau avioane celea, mai mici așa. Eu veneam cu rata, Molotov, cu curata, când veneam la Cudal. Da? Cu ce? Cu schimbam rata, cum se numea, la Cuda, la Tecuș, la Cuda, mai Maigău. E de asta care făcea curse pentru navetiști, nu? Da, da, da. Avem și noi pe aici, pe la Belceș, pe la... Mă rog, să revenim, stimați telespectatori. Dan Quebec a revenit în România și iată la Iași, invitat de Radio Iași prin domnul Florin Bălănescu și iată la Telemoldova, datorită prieteniei mele cu Florin și iată acum cu... Avem un nou prieten. Avem, da, e nașul nostru. Eu sunt onorat că v-am cunoscut, domnul Dan, și eu. Ce să spun, mi-ar fi plăcut să vă ascult muzica și în anii aceștia cât ați fost 40 de ani. Dar așa a fost să fie. Ați revenit acum și sunteți destul de tânăr ca să ne impresionați și să revenim la starea de spirit de atunci, prin cântecele de atunci. Vă mulțumesc, mulțumesc și, foarte mult. Și musai trebuie să veniți și la Iași. Poate aranjăm o lansare de disc și la noi. Să haidem la Cudalbi, la Tecuci. E acolo un amfiteatru, un ateneu. Nu cap mulți, dar, mă rog, dacă facem reclamă din timp... Da, da, oricum, acum o să mă gândesc și eu, pentru că nici nu vreau să îmi dau seama că a trecut prea mult timp și probabil nu... Da, revenirea trebuie încet, încet. Încet, pentru că nu, acum, numai pentru că eu am cântat, bine, cine își aduce aminte, e bine. Eu cred că aceste cântece le-am făcut, cel puțin, într-o formă modernă și mesajul este destul de actual, din păcate, pentru anumite. Vedem, încercăm. Cai liberi, tot o piesă scrisă Paune, de Paune. Asta a fost marele meu hit, cum se spune, nu? Cu care o să-și încheiem. Okay. Dar înainte de asta, stimați telespectatori, toate piesele pe care le-a cântat Dan Quebec în această seară sunt compuse de dumnealui pe versurile, iată, ultimile patru al lui Păunescu. Nu, cinci chiar, Războinici. Bine, mai sunt Păunescu, da. Topârceanu, Bacovia, Minulescu. Sunt, Minulescu, da, și ce piese avea și Minulescu. Ce am poezie. O piesă care data viitoare când data ne vedem. Data viitoare o cântăm. O cântăm împreună, vă trimit înainte, așa cum vă țin și o cântăm împreună. Să știți că eu eram bun la mimică. Eram șeful cenacului, știți cum se stătea? Da, da, da. Toată lumea stătea pe scenă acolo, grămadă. Da, da. Am învățat de la dumneavoastră, pe vremea cenacului Flacăra. Da. Stăteam toți acolo și, bineînțeles că la un moment dat, fredonam toți. Eu eram cel mai bun la pantomimă. Am cântat în corul de la mine la școala generală din satul Băureni, da, atât. Facem, repetiți. Eu vă strâng și mâna și sunt onorat, vă doresc sănătate multă. Vă mulțumesc foarte mult, sincer, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mi-am întărit un pic starea de spirit de altă dată, de cenaclist, de joia tineretului, pe care o petreceam și miercurea și vinerea pe la Casa Studenților din Iași. Și încheiem, prieteni dragi, cu Cai Liberi, prietenul meu Dan Quebec, vedeți, v-am trecut deja, cetățean prieten, pentru că francezii erau avut o perioadă cu cetățenia, cetățean prieten Dan Quebec și mulțumesc cetățeanului prieten Florin Bălănescu. Încheiem cu Cai Liberi. Perfect. Păunescu, muzica va Dan Quebec, absolut. Am să vă cânt
cânt un cântec despre cai. Cum pe planetă nu mai au ei preț. Un cântec despre iad și despre rai. O despre cai fără călăreți. O despre cai fără călăreți. O cailor, cailor fără zăbale, cu nechezături senzuale. O cailor, cailor, o cai mei. O cailor, cailor fără deșei. Am să vă cânt cu ochi de lacrimi plini, că pe pământ sunt cai tot mai puțin. Că trandafirul e mai plin de spini și că pe străzi buiesc mașini. Și că pe străzi buiesc mașini. O cailor, cailor fără zăbale, cu nechezături senzuale. O cailor, cailor, o cai mei. O cailor, cailor fără deșei. Gândiți-vă la cai vii acum. Mereu fugind pe ultimul lor drum. Statui de sete și statui de fum. Plângând nebun și necăzând postum. Plângând nebun și necăzând postum. O cailor, cailor fără zăbale, cu nechezături senzuale. O cailor, cailor, o cai mei. O cailor, cailor fără deșei. Și de pe cai voștri fără pies, descălecați cât încă mai puteți. O cailor, cailor fără zăbale, cu nechezături senzuale. O cailor, cailor, o cai mei. O cailor, cailor fără deșei. V-am spus aceste vorbe despre cai, cum mi s-au dus și acum sunt stafii. Însă de unde or fi din iad, din rai, în viața asta tot vor mai veni superbi cai din morți vor reveni. O cailor, cailor fără zăbale, cu nechezături senzuale. O cailor, cailor, o cai mei. O cailor, cailor fără deșei. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,